Stimați prieteni din mass media, bună ziua! Vă mulțumesc că ați găsit timp în această ultimă zi de campanie electorală să veniți pe la guvern, ceea ce înseamnă că vă interesează și viața țării, nu doar a politicienilor. Apreciez acest lucru și vreau să vă informez că v-am invitat astăzi să discutăm despre activitățile guvernului la 365 de zile de la investirea acestui guvern. Astăzi suntem practic la un an normal, nu de asta ca 2020, la 365 de zile. Și nu cred că o să prezint raport, văd că colegii au scris că prezentarea raportului. Nu voi prezenta niciun raport, raportul este așa un document mai birocratic, fiecare minister o să prezinte pe paginile lor de internet tot ce au făcut, tot ce n-au făcut, restanțele. Cancelarea de stat, dacă încă n-a postat, va posta raportul de implementare a programului de acțiune a Guvernului 2019-2023. Și acolo o să vedeți ce s-a reușit, ce nu s-a reușit, restanțe. Eu nu o să merg prin multe informații de acest gen, deoarece noi de mult am comunicat cu mulți dintre dumneavoastră. O să lăsăm mai mult timp pentru întrebări și răspunsuri. Probabil că avem o oră jumate dacă nu vă tai din prânz. De aceea eu nu o să monopolizez prea mult microfonul, totuși ceva în linii mari, în general, o să vă rog să-mi oferiți posibilitatea să vă prezint despre activitatea guvernului și situația în țară în general. Iar apoi dau pe mâinile dumneavoastră ca să puteți afla ce credeți dumneavoastră că e mai interesant pentru cetățenii noștri, ori, după cum am spus, dumneavoastră aveți datorie sfântă, fiind puterea patra, ca ordine, dacă ai importanță primă din stat, să informați cetățenii obiectiv despre tot ce se întâmplă în țară. Eu văd că am și niște slide-uri pregătite de colegi. Eu aș prefera să mă așez eu la laptopul cel, să mai joc cu cifrele, că asta îmi place, dar o să încercăm să o să solicit suportul colegului. Așa, dumneavoastră cunoașteți foarte bine în ce condiții anul trecut guvernul actual a preluat mandatul, a fost în urma unei moțiuni de cenzură a guvernului precedent. Nu o să comentez prea mult ce a fost atunci. Este clar că eram cu 45 de zile înainte de finalizarea anului și cunoașteți bine că în această perioadă guvernele au de promovat în Parlament cele mai importante documente, în primul rând financiare ale țării, și aici mă refer și la politica bugetar-fiscală și la bugetele pentru anul viitor. Era problema atunci nerezolvată și cu aprovizionarea cu gaze naturale, pentru că contractul cu Gazprom expirase, și multe alte preocupări de acest gen. Noi atunci am venit chiar și în programul guvernului, dacă vă amintiți, era compartimentul măsuri urgente pentru implementare către 1 ianuarie. Vă amintiți probabil și nu ați uitat că am reușit către 1 ianuarie să aprobăm și politica bugetar-fiscală, să venim și cu bugetele pentru 2020, dar și să nu lăsăm țara fără gaze, deși unii leșănau sau se jurau că anume așa se va întâmpla. În linii mari, anul 2019 a fost finalizat, eu cred că, destul de binișor, dacă considerăm specific acelui an, cu trei guverne, cu două campanii electorale și cu multă zarvă și fierbințeală de această politică. Noi, anul 2019, l-am finalizat bine. Vă amintiți, am avut un deficit bugetar de 1,4%, am avut o creștere economică de 3,6%, deși în ultimul trimestru
a fost zero, deja se începea decăderea și eu cred că asta a fost urmarea politicilor economice din vara anului trecut, când s-au luat unele decizii de majorare a impozitelor, de oprire a investițiilor, dacă vă amintiți, programul cel la drumuri bune a fost practic înjumătățit, și alte programe, prima casă și tot așa mai departe. Efectele le-am simțit imediat în trimestrul 4 anului 2019, cu toate acestea, anul l-am finalizat destul de bine, mai ales că anul 2019 a fost primul an de implementare a reformei fiscale, votată, intrată în vigoare la 1 octombrie 2018. Vă amintiți probabil că au fost diminuate substanțial unele impozite și, în primul rând, cele pe salariu. Povara fiscală pe salariu în Republica Moldova a fost diminuată de la aproape 50% la în jur de 40%, a fost diminuat impozitul pe venitul persoanelor fizice de la 18% la 12%, contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale de stat au fost diminuate cu 17,2%, de la 23% la 18% pentru business, și cu toate acestea veniturile au fost mai mari în 2019 ca în 2018, iar indicatorii macroeconomici, inclusiv inflația, care a fost la ceva mai sus de 3%, au fost exact acei care și țintește un guvern care ține la țară și mai puțin la alții. Deci, și aici, apropo, nu este meritul niciunui guvern și nu-i, zicem, rateul vreunui guvern, ca să nu le menționez nici pe unul. În linii mari, performanța bugetar-fiscală și economica țării din 2019 și eu cred că și din 2020 ne permite să facem o concluzie la care rog toți să întâi să contempleze și pe urmă să fie de acord. Dacă nu-i de acord, să contraargumenteze. Acei care își iubesc țara, bineînțeles. Republica Moldova are deja o imunitate, cel puțin sistemul financiar, bancar și bugetar are imunitate față de șocuri provocate de politicieni, în primul rând. Că și în 19 și în 20, șocurile în linii mari și durerea de cap majoră a oricărui guvern, asta e ceea ce fac politicienii. De aceea, și în 19 și în 20, sistemul bugetar fiscal a atestat imunitatea la aceste șocuri, ceea ce ne permite să credem că pe viitor putem continua activitățile despre care voi vorbi mai departe. Știți că pe 14 noiembrie, când am avut acces la tribuna Parlamentului, cred că a fost îmi pare unica dată din acest mandat când mi-au permis să merg omenește la tribună, fără să arunce mine, fără ca să unii. Deci când am prezentat programul guvernului și componența, am spus tare și hotărât că transformăm țara în șantier în 2020. Bineînțeles, dacă știam ce se va întâmpla în 2020 sub aspect de pandemie, secetă și forfota asta politică, poate eram mai rezervat la capitolul șantier, poate spuneam câteva, zicem de astea, șantiere sectoare de construcție, așa mai. Dar fiindcă am fost convins atunci, pe parcursul anului 2020 a trebuit să îndeplinim ceea ce am spus și eu cred că dacă dumneavoastră mai ieșiți din Chișinău, dar chiar și în Chișinău, dar dacă mergeți pe drumurile naționale, locale, vedeți că în linii mari ceea ce am vrut noi să facem la capitolul șantier s-a îndeplinit în acest an și trebuie să continue și mai departe. În pofida presiunilor tuturor, inclusiv a unor instituții internaționale, la acea etapă noi nu am cedat, am menținut cheltuielile capitale pentru investiții și acum eu cred că noi culegem roadele sub aspect de restabilirea veniturilor la buget, sub aspect de schimbare la față a imaginii țării și sub aspect de achitarea salariilor, dezvoltare economică și tot așa mai departe. Bineînțeles că lovitura principală, care a fost, sau factorul principal, provocarea principală, care a fost pe acest, durata acestui an, primului an de mandat, a fost pandemia, care a coborât din cer, probabil, dar peste toată lumea, nu doar peste Republica Moldova. E adevărat că națiunile și clasele politice au întâmpinat
diferit această provocare, această mare încercare pentru umanitate. Noi, ca de obicei, ne-am demonstrat ce avem mai bun, politicienii, deci politică și în pandemie, deși OMS din prima zi a făcut îndemn către toți. Nu faceți politică că aceasta e boală, e virus și dacă nu o să vă uniți eforturile, nu o să aveți mai rezultate. Din păcate, nu s-a întâmplat aceasta. Văd că ultimele 3 săptămâni sau cam așa mai domolit unele și unii de la noi aici, probabil că văd ce se întâmplă în lumea întreagă, văd ce recorduri avem, antirecorduri, mai bine spus, peste tot, inclusiv în Europa, unde tindem și sperăm să ajungem vreodată, dacă o să fim mintioși și uniți. Văd că ultimele săptămâni s-au mai domolit așa, deci, dar toată primăvara, vara, zoaie de care dorești, virus, ăștia încolțiți tare. Deci, eu cred că anume implicarea politicului și speculațiile au fost cea mai mare problemă a guvernului în contracararea sau în combaterea acestei pandemii. Noi, bineînțeles, suntem afectați și economic și din punct de vedere a sănătății publice de această pandemie, cu atât mai mult că pe departe nu s-a terminat. Totuși, atunci când la 17 martie am fost nevoiți să introducem starea de urgență, eram într-o perioadă când toată lumea introducea acel regim de lockdown, care spunem noi, în special Europa, spun. Care au fost efectele? Așa, ele au fost relative, convenționale, nu cred că au fost mari efecte de la închiderea economiei. De fapt, a fost un anti sau un efect negativ în primul rând asupra economiei și a bugetului în aprilie și vorbim data viitoare, vă rog să-mi dați laptopul aici lângă mine, pentru că eu povestesc nu pe foaie. Mulțumesc, da. În aprilie, mai, am avut pierderi de miliarde la buget, iar în trimestrul, nu știu dacă se vede ceva aici, în trimestrul 2020 am avut o scădere a produsului intern brut de 14%, ori ajustat sezonier de 11,5%. Este lesne de înțeles și firească această evoluție, deoarece a fost închisă practic economia, o bună parte din sectoarele economice au fost restricționate. Totuși vreau să vă spun că aceasta a fost o situație caracteristică nu doar pentru Republica Moldova cu economia care o știm noi. Eu aici am o statistică pentru evoluția economiei în țările G20, grupului 20 de țări cele mai dezvoltate economic. Și dacă se vede, probabil se vede, puteți vedea că Uniunea Europeană, de exemplu, a fost 11,4, adică minus 11,4 în trimestrul 2. Marea Britanie, minus 20,4. OECD, în total, minus 10%. Aici a mai compensat creșterea din China, că China a avut plus 11%. Iată aici e interesant de tot ce se întâmplă în lume, de unde a venit virusul și cum au evoluat economii. Deci, dar în linie mare, această prăbușire economică a Republica Moldova nu este un fenomen care este caracteristic doar pentru noi. Aveți această statistică și această informație prezentată de OECD. Cum am supraviețuit noi în prima jumătate a anului în condițiile în care sursele de finanțare a deficitului pe care le-am identificat au fost cu succes blocate în Parlament și de Curtea Constituțională, pentru că pentru cineva nu intra în planurile lor să reușească țara să iasă din criză, ne-au blocat creditul rusesc, dacă vă amintiți. Știm și alte acțiuni care au fost făcute pentru blocarea financiară a țării. Cum am reușit? În primul rând, vă amintiți evoluția economică și bugetară în primele 2 luni ale anului, până la pandemia ale anului 2020, noi am avut încasări în plus față de anul trecut, plus 1,6 miliarde lei față de primele 2 luni a anului trecut. Aceasta a fost o pernă de aceasta de rezervă care ne-a folosit foarte mult. Vreau să vă spun că doar serviciul vamal în primele 2 luni a avut încasări cu 25,6% mai mult ca în aceeași perioadă ca anului 2019. Despre ce vorbește asta? Acele scheme cu care se luptă al de Sancho Panza și restul, da, aici e secretul de ce am reușit să strângem venituri cu mult mai mari în perioada respectivă. Eliminarea schemelor, care era una din lozincile de campanie a unor actori politici. De fapt, și pe parcursul acestui an,
chiar până în noiembrie, faptul că reușim să menținem sustenabilitatea bugetară este anume efectul sporirii eficienței administrării fiscale și vamale, eliminării schemelor și cu toate acestea încă rezerve sunt multe. Foarte multe rezerve sunt la acest capitol și eu cred că se poate și trebuie de continuat în această, direcție. Vă amintiți și toată epopeea cu suportul economiei în urma pandemiei, vă amintiți acele ieșiri, zicem așa, destul de emoționale a unor colegi, inclusiv din Parlament, să tăiem toate investițiile și să împărțim banii la toți, repede să-i consumăm și pe urmă fie ce-o fi. Noi am spus că nu mergem pe această abordare, noi păstrăm nivelul de cheltuieli investiționale, pentru că asta înseamnă locuri de muncă, înseamnă impozite, asta înseamnă dezvoltarea infrastructurii. Totuși, bineînțeles, am venit cu măsuri de susținere a economiei, care, dacă judecăm după încăsările care le avem acum la buget, dar și după alți indicatori, au avut efect și au. Eu o să, nu știu unde e slide-ul acela, dar cred că o să ajungem și la el cândva. Da, am ajuns la mulțumesc. Mulțumesc, ce zic de fiecare dată. Deci, ce măsuri economice, în primul rând, am venit noi ca să susținem? Primul, cel mai important, este cui am acordat noi suport. Noi am acordat suport, dacă vorbim de economie, celor care lucrează oficial, care plătesc impozite, care nu atunci când le-i bine uită de stat, dar când le rău vin repede și cer, deci la cei care au contribuit la buget. Și măsurile noastre, de fapt, în asta au fost ancorate. Dacă menții oamenii la lucru, dacă le plătești salariul, statul, de exemplu, îți subsidiază, îți subvenționează toate impozitele aferente salariilor. Dar astea 42-43% din fondul de salariu. Asta sunt bani mari. Deci noi, aceasta a fost una de acțiuni. Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, noi am început să rambursăm TVA-ul acumulat pe intern. Și apropo, acesta e un proces care îl începem acum și sper eu către 2023 să-l finalizăm, să restituim agenților economice cei 7 miliarde de lei acumulați de-a lungul anilor, mulți ani, în debit pe intern la TVA. 7 miliarde de lei. Deci aceasta este tot o ajustare, o aliniere a practicii noastre, a mecanismului, la mecanismul european de administrare a TVA. Nu știu dacă ați mai auzit vreodată ca să fie subvenționată din bugetul de stat dobânda la credite. Asta e măsură care se implementează acum. Nemai vorbind și de suportul acela care l-am acordat pe parcursul anului agriculturilor, 300 de milioane neprevăzuți în buget, dar necesar ca măsură de urgență. Deci la moment din statistică care o am pe aceste măsuri, primele 3 din buget s-au alocat în jur de 140 de milioane de lei, care inițial nu erau planificate, deci agenții economici au primit acest suport. Vreau să vă prezint o informație, dar cred că despre evoluția salariilor în Republica Moldova la etapa sau la data de 1 noiembrie, era un slide acolo sau un document, eu am prezentat informația respectivă și o să vă mai remitem, o să o publicăm. Salariile în primele două luni, firește, au crescut și în sectorul economic și în sectorul public, apoi în martie, aprilie, mai, atunci când practic economia a fost blocată, salariile în sectorul economic, fondul de salariu s-a diminuat semnificativ, dar către 1 noiembrie 2020, noi, în general pe țară, fondul de salariu în 2020 raportat la 2019 este cu 1,4 miliarde lei mai mare, mai mult, inclusiv pe sectorul economic avem creștere. Ceea ce înseamnă, este un indiciu indirect, că sectoarele economice, nu toate, ci e adevărat, s-au restabilit, au păstrat locurile de muncă și au achitat salariile. Deci asta este primul indicator care vorbește despre revenirea la normal. Este adevărat că încă avem mai puțini angajați în economie față de februarie 2020,
Dacă în aprilie eram minus 85.000 de angajați față de aprilie 2019, acum suntem în jur de minus 20, deci pe perioada respectivă s-a diminuat totuși acest decalaj, dar încă este minus. Aici este, bineînțeles, efectul a pandemiei, în primul rând, dar și a secetei. Sub aspect economic, este clar că acești doi factori, pandemia și seceta, au influențat semnificativ trimestrul 2 cu această scădere. Noi informația pe produsul intern brut pe trimestrul 3 o vom avea la 15 decembrie. Este prematur încă de spus, deși trimestrul s-a finalizat la 30 septembrie, este prematur de spus care vor fi cifrele. Eu cred că va fi tot diminuare față de trimestrul 3 2019, dar bineînțeles nu la nivel de 14%. Noi estimăm pe întreg anul o diminuare a produsului intern brut în jur de 6,3-6,5%. Actualmente, și acesta este un scenariu, un pronostic pe care l-am elaborat încă în luna mai cu echipa de experți din Germania, German Economic Team, deci ei atunci au spus 6,3 și din ce vedem noi acum, cam asta ar fi pe tot anul. Și asta în condițiile când în trimestrul 1 am avut creștere de aproape 1%, 0,9%. Deci decalajul principal sau căderea principală este trimestrul 2. Deci noi, având experiența trimestrului 2, că am văzut și aici multe speculații, nu o să mai mergem cu restricții de activitate economică. Deci noi nu o să blocăm activitatea economică, pentru că, în primul rând, efecte asupra situației pandemice nu prea are, dar, la doilea rând, ne compromite totalmente bugetul și capacitatea statului de a și onora obligațiunile. O să încerc să mă învăț. Esența politicilor economice, fiindcă suntem la, zicem, economia a guvernului pe care am onoarea să-i coordonez activitățile. În primul rând, noi am avut ca prioritate păstrarea unui sistem bugetar stabil. Noi am spus foarte clar că vom da din buget doar pentru, vom aloca resurse financiare din buget pentru agenții economici care lucrează oficial, pentru persoanele, categoriile de persoane vulnerabile. Am alocat ca niciodată, am triplat alocațiile pentru șomaj în acest an. Deși la inițial în buget erau 32 de milioane, la rectificare pentru indemnizații de șomaj, la rectificare în aprilie am mai adăugat 68, în total au fost 100. Deci persoanele care temporar au rămas fără muncă au primit acele 2775 de la stat în fiecare lună. Am ajutat chiar și patentare, care în linii mari nu contribuie la buget, decât cu plata cei de patentă simbolică, dar fiindcă am închis piețele, a trebuit să le ajutăm și pe ei și le-am acordat acești bani. Și am alocat bani pentru investiții. Deci faptul că noi nu am cheltuit bani pentru, zicem, măsuri de acestea populiste, de fapt așa determinat acea situație bugetară acceptabilă pe care o avem la acest moment. Alt pilon al, zicem, sau caracteristica politicilor economice a guvernului este păstrarea stabilității financiare în țară. Eu nu mă refer doar la bugetară, aici mă refer și la bancară și la piața financiară în general. Ați putut probabil urmări că în pofida șocurilor pe care le-am avut în acest an, noi nu am avut careva fluctuații majore a valutei naționale. Noi nu am registrat inflație masivă, chiar invers, pe unele luni avem deflație care tot deja ne îngrijorează. Deci noi am păstrat indicatorii macroeconomici care sunt oxigenul sau cadrul absolut necesar pentru activitatea economică. Deci am menținut acești indicatori la nivel acceptabil și eu cred că asta este bine. Și, după cum am spus, acești parametri, acești indicatori despre evoluția salariilor ne spun că avem și o stabilitate cât de cât economică, cu parantezele care am spus, sectoarele afectate de pandemie și aici, în primul rând, sectorul serviciilor și agricultura care a fost afectată de secetă, aici, bineînțeles, au cuvântul lor greu de spus. Un zicem, aspect important sau o acțiune importantă pe care vreau să o menționez, este faptul că noi, printr-un
instrument sau printr-o acțiune am țintit mai multe obiective și aici mă refer la achitarea salariilor și pensiilor, chiar majorarea acestor plăți. De fapt, noi am ajutat și persoanele vulnerabile, da? Dar în primul rând economia. Noi am alocat acel 1 miliard de lei suplimentar în acest an pentru persoanele cu venituri cu pensii mai mici de 3.000 de lei, dar referire este că acest miliard s-a dus imediat în consum, pentru că persoanele respective nu acumulează bani pe depozit undeva, îi consum imediat. Deci asta, de fapt, a fost un suport pentru economie, dar, bineînțeles, și pentru persoanele vulnerabile. Majorările de salarii pe parcursul anului, aici, în primul rând, trebuie să remarc pentru sistemul de medicină și, încă o dată, vreau să, cumva, noi moldovenii să conștientizăm faptul că suntem cei mai mari donatori din lumea aceasta, pentru că nu cred că mai există o țară care până la 30 de ani investește într-un tânăr, la medicină mă refer, da? Născut aici, școală, facultate, rezidențiat, ce mai sunt acolo, că sunt mai multe, zicem, cicluri acolo. La 30 de ani, când e tânăr specialist, îl pierde, pleacă, pentru că nu suntem competitivi la salarii, la condiții de muncă și tot așa mai departe. Deci moldovenii investesc, pe urmă îi pierd, se duc în altă parte. Primul, bineînțeles, factor sau cauză este salariul mic. De ce am spus că majorarea salariilor, în primul rând, la medici, este o prioritate și anul acesta a fost majorat cu 40%, 10% la 1 aprilie, 30% la 1 septembrie și următoarea majorare este la 1 ianuarie, care deja este inclusă în bugetul pentru 2021 și coordonatul cu femeie, apropo. Deci, majorările de salarii, în primul rând, pentru medici, dar de la 1 ianuarie, fiindcă a fost cu mult timp în urmă, de nu și-am uitat, încercați să verificați cât a fost majorat salariul la pedagogi, de exemplu, la 1 ianuarie în acest an și o să vedeți pe unde categorii creșteri semnificative. Ca să nu mai întorc la majorarea de salariu, o majorare de salariu este prevăzută și pentru 2021, tot agreată cu femeie, apropo, pentru toate categoriile de personal, de, zicem, angajați ai bugetului, și mă refer în primul rând la educație din nou, la medicină, cultură, ordine publică și alte categorii. Dacă suntem încă la esența politicilor economice, bineînțeles că cel mai important probabil sunt investițiile în infrastructură. Am menținut investițiile așa cum ne-am dorit. Acum, apropo, primim aprecieri chiar și de la cei care în aprilie ne convingeam să le tăiem, și aici eu mă refer la femei în primul rând. Atunci am luptat când am negociat cu ei acel credit de urgență de 234 de milioane de dolari. Una din condiții a fost să tăiem investițiile. Noi am spus că renunțăm și la credit dacă insistați pe tăierea investițiilor și am venit și cu argumente. Atunci ne pregăteam că vor veni masiv concetățenii noștri din diaspora acasă și spuneam că dacă nu o să creăm locuri de muncă prin aceste investiții în infrastructură, riscăm să le plătim indemnizații de șomaj, dar eu cred că cetățenii noștri au demnitate și preferă să muncească decât să primească indemnizații de șomaj. Și de fapt asta a fost argumentul principal în discuțiile noastre cu femeii. Am primit și creditul atunci, dar și investițiile în infrastructură le-am păstrat. Mai mult ca atât, cred că sunteți de acord cu mine că nu doar salariul sau nivelul de venituri insuficient este factorul care alungă oamenii din țară, dar și caracterul subdezvoltat al infrastructurii. Nu avem drum, nu avem apă la robinet, nu avem gazoducte și tot așa mai departe. În aceste condiții, chiar și cu un salariu mai bun, nu cred că tinerii vor dori să rămână aici. Deci este un pas asumat, curajos, aș spune, în acest an de investiții în infrastructură, care și aici țintim mai multe efecte. Fiindcă cu toții avem deja certitudine și înțelegem că pandemia nu se termină odată cu un decret sau cu o decizie a Comisiei situații excepționale, este clar că trebuie să ne gândim pe viitor la acțiuni suplimentare pentru susținerea economiei și aici am un slide care prezintă matricea politicilor de relansare economică. Este un document și un studiu care a fost elaborat cu suportul mai multor colegi, inclusiv cu suportul Camerei de Comerț Americane, Republica Moldova, altor experți, fapt pentru care vreau să le mulțumesc foarte mult. Sunt aici trei blocuri.
optimizarea cadrului normativ cu măsuri concrete și costuri bugetare concrete, ajustări a regimului de impozitare și stimulenți economici. O bună parte din aceste propuneri vor fi implementate în 2021, se regăsesc deja în politica bugetară fiscală. O altă parte din ele încă trebuie analizate, dar și identificate resurse financiare necesare, pentru că costurile sunt destul de semnificative. Noi, cu o lună jumătate în urmă, am propus principalele elemente ale politicii bugetare fiscale pentru anul 2021. Am solicitat opinia business-ului, sindicatelor și a întregii societăți. Vreau să mulțumesc celor care au studiat și ne-au trimis propuneri, au participat la discuții. Sunt mai multe elemente acolo care au ca obiectiv susținerea economiei și în 2021. Nu o să le menționez pe multe, dar în primul rând o să continuăm investițiile în infrastructură ca să dăm sânge, viață economiei, dar impuls pentru dezvoltare. Nu o să majorăm impozitele, așa cum cred unii. Și ce e de asemenea important, o să continuăm să stimulăm crearea locurilor de muncă cu avantaje comparative pentru cetățenii noștri din diaspora și tinerii specialiști, și aici o să exemplific. În 2021, pentru angajații care vin din diaspora și nu au avut relație cu bugetul statului, adică nu au lucrat aici, și pentru orice cetățean al Republicii Moldova care 3 ani nu a avut relație cu bugetul, asta pot fi tineri care iese din facultate, de exemplu, sau șumieri care nu s-au angajat, angajatorul va primi timp de 12 luni sau va beneficia de subvenționarea impozitelor salariale. Dacă la un salariu, de exemplu, de 10.000 lei calculat, povara fiscală aferentă salariului este în jur de 4.000 și ceva de lei, iată, ai achitat salariul tânărului sau concetățeanului venit din diaspora, ai primit imediat acești bani înapoi. Deci noi ne dorim ca tinerii noștri, valoarea noastră cea mai de preț pe care o avem, scăpată din țară, care nu e, asta e eroarea noastră a întregii societăți de ani de zile, să-i aducem acasă și prin aceasta vrem să stimulăm antreprenorii, întreprinderile, anume acești oameni să fie angajați în câmpul de muncă, iar statul vine cu restituirea impozitelor salariale, ceea ce indirect înseamnă și salarii mai mari pentru cetățenii care vin. Cu atât mai mult că pentru anul viitor aceeași echipă de experți germani planifică o creștere economică, o restabilire a creșterii economice, de aceea locuri de muncă vor fi create și eu cred că aceasta este o măsură care va contribui la acest obiectiv. Așa. Ce ați mai inclus, vă stimați colegi aici, ați inclus acțiunile imediate atunci care le-am menționat până la anul nou în 2019, nu mai rămân la ele, doar vreau să vă spun că noi am restabilit și prima casă, am aprobat bugetul, politica bugetară fiscală, dar cel mai important, am restabilit funcționalitatea ministerilor, pentru că în 5 luni s-a reușit epurarea cadrelor profesioniste. Am fost uimit să văd că eșalonul 2 de viceministri, de secretari de stat au fost în proporție de 90% alungați. Doar autorii acestei aventuri pot să explice de ce au făcut-o. Ministerele erau paralizate la momentul respectiv. Cu toate acestea am reușit să readucem oameni profesioniști, apolitici, care de fapt au și asigurat activitatea guvernului în această perioadă, inclusiv în perioada pandemică, când ministerele lucrau, zicem, pe schimburi ca să diminuăm riscurile de contaminare. Aici înțeleg, următorul slide este diagrama privind deja raportul de executare a planului de acțiune a guvernului 2023, este prea colorat și prea frumoasă aici. Vedeți care sunt prioritățile, dar eu vă îndemn săptămâna viitoare, când mai decade un pic, zicem, febra aceasta electorală, să analizați, să examinați pe paginile de internet a ministerilor și a cancelarei de stat, minuțios această informație, eu nu vreau să vă răpiesc mult din timp, este aici o statistică, cât am reușit și cât n-am reușit, sunt, din păcate, și unele acțiuni care nu au fost posibil de
îndeplinit, fie la capitolul planificare am fost prea ambițioși, fie la capitolul eficiență mai puțin decât am fost mai puțin decât speram. Aici un aspect important este din planul nostru de acțiune este realizarea angajamentelor care ies din acordul de asociere cu Uniunea Europeană, că aceasta este o temă așa destul de intens exploatată și de unii și de alții. Noi ne-am propus multe acțiuni pentru această perioadă sub acest aspect, la acest compartiment. Vedeți din diagramele prezentate că au fost planificate 85 de acțiuni, realizate 51, în curs de realizare 18 și nerealizate 16. Aici, bineînțeles că în detalii se ascunde, statistica este prea seacă, să vedeți anume ce s-a realizat, câte elemente care ani de zile se tot, zicem, tergiversau sau nu exista curaj suficient pentru a fi implementate, au rămas neexecutate. Eu vreau, colegii, să deschid fișierul acela Word care este acolo, eu l-am incorporat, nu, tot pe slide-ul precedent, în colțul din dreapta de jos, este fișierul Word. Iată așa, da? Aici nu știu dacă se vadă bine, am un tabel în care în partea dreaptă, dacă e posibil să facem scroll down, da? Jos. În partea dreaptă sunt acțiunile guvernului, deci ce am reușit noi să îndeplinim în perioada respectivă la compartimentul angajamente, acordul cu Uniunea Europeană, acordul de asociere. În stânga vedeți că este alt guvern precedent ce a reușit. Mergem în jos. Eu o să vă las acest fișier ca dumneavoastră să studiați. Am anunțit ce s-a reușit pe această filieră, pentru că anume pe domeniul integrării europene. Am văzut că mulți sunt tare, tare harnici și au multe obiecții. Puteți să vedeți că în final 88 de acțiuni au fost, sau 85 probabil, mai bine, 85 de acțiuni am reușit în această perioadă să le implementăm sub aspect de asociere cu Uniunea Europeană. Următorul slide, așa, unele priorități ale Guvernului pentru perioada următoare. Bineînțeles, iar suntem la mijloc de noiembrie, iar avem în față politica bugetară, fiscală și bugetele. Noi am pregătit tot acest lucru, toate aceste proiecte. Le-am consultat intens, eu cred, cu mediul de afaceri, dacă ne referim la politica bugetară, fiscală. Nu tot din ceea ce a fost lansat pentru consultări se va regăsi în proiectul final. De exemplu, nu vom elimina în anul viitor taxa rutieră și nu vom majora accizele la produsele petroliere în măsura respectivă, pentru că ideea era că eliminăm taxa rutieră și cu sumele de un miliard ceva care le ratăm să majorăm accizele. Deci nu o să facem acest lucru și o să vă explic de ce. Nu am reușit până acum să identificăm două mecanisme importante de compensare pentru agricultori și transportul de mărfuri, care sunt cei mai mari consumatori de motorină. Este evident că dacă mergeam pe măsura respectivă, prețul la motorină ar să crească mult, iar noi nu am găsit încă un mecanism acceptabil. Noi îl avem, de fapt, dar încă nu avem aprobarea din partea acestor două sectoare, deci nu o să mergem anul acesta, dar sperăm că intenția bună pe care am avut-o de a elimina presiunea asta administrativă legată cu taxa rutieră, poate vom reuși în anul 2022, la anul viitor, deci rămâne pe vechi, nu majorăm accizele substanțial la produsele petroliere și rămâne taxa respectivă. Un alt subiect care am văzut că foarte mult din pachetul de politică fiscală, care am văzut că provoacă multe, multe, zicem, reacții, să zic eu așa, emotive, este plafonarea taxelor locale. Am discutat aici și cu primari, și cu mediul de afaceri, în primul rând, pentru că asta este solicitarea mediului de afaceri. Cred că încă nu am luat o decizie finală la acest capitol.
eu, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Guvernul General pledează pentru plafonare, pentru că acum avem situații foarte, foarte nedorite, când în urma unor decizii, să zic eu așa, irresponsabile a unor autorități publice locale se pun piedici pentru investiții, dar la momentul examinării la guvern o să luăm o decizie finală, mergem sau nu cu această plafonare. Politica bugetar-fiscală pentru anul viitor are un caracter stimulativ, după cum am spus, și în primul rând este vorba de a ajuta economia prin subvenționarea locurilor de muncă, subvenționarea impozitelor referite salariilor și investiții masive în infrastructură. Avem, după cum știți, ca priorități de pe acest slide, planul de acțiune a Guvernului este aprobat pentru 4 ani, până în 2023, sunt 908 acțiuni acolo, pe departe, bineînțeles, nu am reușit toate să le implementăm, nici nu puteam într-un an să le implementăm, 4, cât mai mult că nici pe cele planificate pe 9 luni nu le-am făcut pe toate. Deci vom activa în strictă concordanță cu acest program de activitate, vă îndemn să mai faceți așa un refresh, să mai treceți peste el și o să vedeți câte încă activități ambițioase sunt acolo. De asemenea, vom veghea asupra poziției fiscale și gestionării responsabile a finanțelor publice. Noi am spus că nu vom admite nici într-un caz deteriorarea situației fiscale bugetare în Republica Moldova, pentru că asta este unul din pilonii pe care se ține țara și statul în general. Alt element, guvernul rămâne, zicem, fidel abordării de politică externă echilibrată. Noi rezistăm la toate presiunile din stânga, din dreapta, de sus, de jos, de la miază noapte, miază zi, de a ne da cu unii împotriva altora. Deci noi nu prietenim cu unii împotriva altora, asta nu o să se întâmple, ce nu s-ar întâmpla, deși vedem câte și aici sunt încercări de a clătina barca, noi trebuie să fim, să avem relații bune cu toți, și cu Uniunea Europeană, și cu Occidentul, și cu partea de IES și tot așa mai departe. Cei care încearcă să ne îndemne în companie împotriva altora, nu trebuie să-și facă mari speranțe, nu vor reuși. Bineînțeles, relațiile noastre cu partenerii de dezvoltare sunt foarte importante și aici, în primul rând, voi remarca instituțiile financiare internaționale, FMI. Noi am finalizat cu succes programul precedent cu FMI în martie, dacă vă amintiți, am avut și suportul financiar de la această instituție, am luat în februarie 20 de milioane de dolari ca ultimă tranșă din programul vechi, am luat 234 de milioane în aprilie, de fapt a fost un bonus pentru realizările în cadrul programului precedent și actualmente avem negociat memorandumul cu Fondul Monetar Internațional pentru un nou program, care sper eu la începutul lunii decembrie să fie aprobat de bordul de directori. Rămân două condiții pentru Republica Moldova, care sper că săptămâna viitoare, când Parlamentul sper că revine la activitate, vor aproba acolo. Este vorba despre lege cu privire la independența băncii naționale și aprobarea a 3 viceguvernatori la Banca Națională. Astfel, Republica Moldova și-a îndeplinit toate angajamentele, toate cele precondiții pentru semnarea unui nou acord. Vreau să reiterez încă o dată, cooperarea cu FMI este prioritară pentru noi, deoarece asigură un plus de siguranță pentru situația macroeconomică. De asemenea, noi, pentru a continua programele noastre investiționale, conlucrăm cu băncile europene, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, bineînțeles Banca Mondială, dar și alte bănci, inclusiv din Orient, pentru a atrage mijloace financiare pentru infrastructură. Anul acesta a semnat mai multe acorduri cu aceste bănci, astfel încât anul viitor, inclusiv la drumuri, chiar să majorăm ritmurile de investiții. De pandemie nu scăpăm, este clar, nici anul viitor, deci doar pentru sistemul de ocrotire a sănătății, anul viitor cheltuielile vor crește față de 2020, cu excepția componentei cheltuieli de personal, adică cu excepția salarii, vor crește cu 830 de milioane de lei.
Iar dacă considerăm creșterea salariilor, care ne costă 1.840.000.000 anul viitor, puteți să înțelegeți că pentru medicină anul viitor în jur de 2,7 miliarde vor fi cheltuite mai mult decât în 2020, care și așa este un an în care am cheltuit cel mai mult în istoria Republicii Moldova pentru medicină. Dar gestionarea pandemiei necesită aceste investiții și cheltuielile publice masive. Și nu știu de ce e ultimul în ordine, dacă are importanță, probabil e primul, reforma justiției. Tot așa un subiect care tare este, zicem, prezent pe platforma discuțiilor. Cunoașteți probabil că la ședința, nu precedentă, dar cu 2 săptămâni urma guvernului, am aprobat strategia de reformă a justiției, deci este un document pe care l-am elaborat. Apropo, era printre acțiunile prioritare până la sfârșitul anului 2019. Noi am elaborat acel document, l-am coordonat, consultat intensiv cu Consiliul Europei, cu Comisia de la Veneția, am avut consultări publice pe intern intensiv, fapt pentru care mulțumesc și iată, acum am reușit, în pofida unor așa încercări de a sabota procesul din partea unor colegi și parteneri, am aprobat această strategie și care este de fapt o foaie de parcurs pentru reforma justiției în Republica Moldova. Imediat cum vine Parlament, revine Parlamentul și cum societatea, zicem, iese din această febră electorală, această strategie trebuie implementată, ori problemele cronice care sunt în justiție n-au plecat nicăieri, încă stau acolo. De asemenea, am promovat proiectul de modificare a Constituției, care elimină, practic, influența politicului asupra justiției. E adevărat că Curtea Constituțională a știut și aici să găsească ce caută ei de fiecare dată în ultimul an. Au blocat un proiect agreat cu Consiliul Europei și Comisia de la Veneția. După ce le-am prezentat repetat cu semnătura de la Consiliul Europei și cu declarația ce e renumită, dacă vă amintiți, s-au mai gândit să mai trimit odată la Consiliu, deja înscris, deci Curtea noastră Constituțională mai cere odată avizul, deși știu că documentul e scris împreună cu Consiliul. Deci este o tergiversare pe care o înțelegem, dar eu iarăși cred că odată cu finalizarea procesului electoral, toți cetățenii, inclusiv șefii mari de la guvern, de la curți și din altă parte, vor reveni pe agenda intereselor cetățenilor, nu a partidelor pe care i-au delegat în guvern sau la Curtea Constituțională. Aici este problema principală în promovarea reformei justiției, dar eu încă o dată remarc, este domeniul care trebuie reformat imediat și rapid. Fiindcă avem strategia agreată și cu Consiliul Europei și cu Comisia, este foaia de parcurs care trebuie implementată și eu sper că cu aceasta se vor ocupa toți. Guvernul cu siguranță. Avem nevoie de suportul Parlamentului la acest capitol. Stimați colegi, promisiunea mea de a fi succint, ca de obicei, nu a fost respectată, dar astăzi suntem, zicem, la un an de activitatea Guvernului și fiindcă eu am luat mai mult timp decât am promis, bineînțeles că extindem timpul oferit pentru întrebări. Dacă iarăși prânzul nu vă chinui, putem să organizăm un ceai, o cafea. Mai nu știu cum mă știu cum o să-l servim. Vă mulțumesc. Asta a fost deloc succint ceea ce am vrut să vă prezint. Vă rog, dacă sunt întrebări, e de dorit pe agenda Guvernului, e de dorit politica să o lăsați în platourile dumneavoastră, că acolo, înțeleg, prinde bine. Aici, exclusiv pe agenda Guvernului, dacă vor fi întrebări care prind bine la telespectatorii voștri, dar n-au nimic cu țara, eu nu să le răspund. Vă rog. Vasile Ilcheanu, Jurnal TV. Pe agenda Guvernului și pe raportul care l-ați prezentat. Ați vorbit mult despre provocările economice pe timp de pandemie și ați spus că nu ați mers pe ideea măsurilor populiste cu referire la măsurii directe de sprijin pentru cetățeni și companii. Un raport făcut nu demult de Expert Group arată că aceste intervenții ale Guvernului pentru sprijinirea cetățenilor și agenților economici au constituit 0,4-0,5% din PIB, cam de 5-6 ori mai puțin decât statele din regiune, vecinii noștri. România, de exemplu, a alocat 7% din PIB,
Iar asta, statistic vorbind, ar însemna cam peste 360 de euro de alocări directe pentru fiecare cetățean, copil, bătrân, matur. Am vrut să vă întreb dacă aceste măsuri care le-a adoptat guvernul din România și nu le-a adoptat guvernul dumneavoastră, dacă tot reprezintă exemplu de măsuri populiste. Vă mulțumesc pentru întrebare. Eu nu cred că dumneavoastră înțelegeți ceea ce am vorbit eu până acum. Eu v-am prezentat informația cu în privința evoluției economiei în G20. Din păcate, România nu e acolo. Adică sunt țări mai dezvoltate. Am făcut referire la G20. Am făcut comparație România-Republica Moldova. Eu înțeleg, ascultați. Dacă mi-ați dat întrebare, vă răspund. Deci, vedeți care a fost evoluția economică în trimestrul 2, când toate țările au fost lovite, inclusiv România, și dacă dumneavoastră să faceți un efort și o să vedeți cum au evoluat unii indicatori macroeconomice în România în perioada respectivă, probabil că o să mai coborâți din elanul întrebării, dar știu că vă interesează în primul rând Republica Moldova și mai puțin România. De aceea, analiza făcută de diferiți experți, inclusiv expert grup, fapt, noi le mulțumim pentru aceste analize, dar ele sunt departe de realitate, din păcate. Sunt, o bună parte din ele sunt neobiective, pentru că sunt finanțate de cei care tot sunt în campanie electorală. Eu v-am spus care este opinia experților. German Economic Team, de exemplu, 6,3 va fi diminuarea produsului intern brut la sfârșitul anului și nu, nici de cum coșmarul care îl zicem, insinuați dumneavoastră. Dar, de fapt, noi suntem deprinși de asta. Gaură financiară, nu mai plătesc salarii, asta e exact, dar sper că de luni deja reveniți la... Acum, cu efectele și PIB și tot așa mai departe, dacă o să aveți timp vreodată, eu să vă explic ce înseamnă PIB, ce înseamnă efect, ce înseamnă indicatori, că nu le prea... Știu foarte bine ce înseamnă PIB, domnule Chicu. Eu știu. Acum, eu v-am prezentat dumneavoastră informații cu evoluția salariilor în Republica Moldova, cu evoluția veniturilor la buget. Acestea sunt indicatorii care denotă starea economiei. Nu ceea ce scriu experții sub, zicem, influența politicienilor. Noi suntem afectați, bineînțeles, este criza economică pentru pandemie a lovit, dar să-mi spuneți că efectele acțiunilor costă atâta și atâta din PIB, nu vă spărați, asta e diletantism. Mulțumesc. Precizare, expert, grup a manipulat, spuneți dumneavoastră. Spuneți-ne, vă rog, raportat din PIB, care a fost intervenția guvernului pentru măsuri de sprijin a populației. Eu v-am adus cifrele exacte, deci și v-am spus care sunt acțiunile, nu am văzut că le notați, vă uitați într-o parte. Acțiunile au fost următoarele la prima etapă. Subvenționarea salariilor, impozitelor salariale. Da, vă amintiți, a fost 100% pe perioada stării de urgență pentru sectoarele care și-au sistat activitatea în urma decizii Comisiei Situații Excepționale, au fost mulți, 50% pentru celelalte sectoare. Apoi am extins. Mai departe, subvenționarea dobânzii la credite. Cunoașteți probabil de acest lucru. Am alocat aceste 300 de milioane de lei pentru agricultură. Probabil cunoașteți, să le recunoașteți. Da? Dacă nu, ieșiți în țară și o să vedeți. Deci dacă cuantificăm în bani direct achitări din buget pentru agenții economici, direct, avem peste 500 de milioane de lei. Peste 500 de milioane de lei la etapa actuală, dar plățile încă continuă. Cât e produsul intern brut în Republica Moldova? Cunoașteți, probabil. Da, este planificat. Așa și nu ați răspuns la întrebare. Raportat din PIB, cât ați alocat? Raportat din PIB am alocat exact atât încât să nu admitem căderea, prăbușirea PIB-ului. Deci noi am alocat banii astfel încât activitatea economică în Republica Moldova să continue, să avem impozite pentru a achita salarii, pensii și poate să creăm bazele pentru anul viitor ca să funcționeze. Și raportat din PIB, cheltuielile țării în general, că ele în linie mari toate contribuie la susținerea economice, susținerea economiei, sunt în jur de 32-33%, toate cheltuielile publice, toți banii care alocăm de la buget, în linie mari, ajung la economie. Deci, în total, peste 30%. Nemijlocit costul acțiunilor directe, transfer de la buget pe conturile agenților economice, bineînțeles, e ceva mai mult de 50%. Un ultim detaliu am vrut să precizez, dacă dumneavoastră considerați că aceste măsuri de sprijin ale populației au fost sau nu suficiente.
Bineînțeles, niciodată nu este suficient când este vorba de ajutor, de suport, dar noi nu suntem, zicem, așa abstract discutăm atunci când ia decizia de a aloca resurse financiare, întâi trebuie să te uiți dacă ai de unde. Da? Deci noi am menținut acest echilibru, această stabilitate bugetar-fiscală și am alocat exact atâta cât ne-am permis. Cât ne-au permis resursele disponibile. Și apropo, ceea ce spuneți dumneavoastră de 7% în alte țări este fals. Mulțumesc. Lubov Plămădeală, ProTV. Vrem să întrebăm despre faptul că socialiștii astăzi, în frunte cu candidatul independent Igor Dodon, organizează un marș prin oraș la care participă sute de oameni. Cum vedeți dumneavoastră acest marș în contextul în care avem un număr mare de îmbolnăviri, ieri înregistrând chiar un record? Mulțumesc, altă întrebare. Nicoleta Braghiș, Cotidianul. Spuneți-ne, vă rog, ce se întâmplă în prezent pe piața metalelor. Am văzut niște declarații în cadrul unei ședințe de guvern, iar după aceasta Valentin Eșanu a organizat două proteste în fața guvernului și în fața Parlamentului. Dumnealui v-a acuzat că ați fi dat ordine ca să-i închideți compania. La fel au existat niște acuzații din partea fostului director al Metalferos că ar mai exista acolo scheme de corupție. Vă rog să ne spuneți ce se întâmplă acum în acest domeniu. Mulțumesc. Într-adevăr, piața metalelor și Metalferos este o temă pe agenda politicienilor de ceva ani. În sfârșit, această piață a fost demonopolizată. Eu nu țin minte acum exact care este numărul licențelor eliberate pentru alți operatori, dar cu siguranță depășește 10, inclusiv persoana care spuneți, din câte știu eu, că a fost la o ședință în februarie la guvern. Am discutat toate măsurile ca acești operatori să poată funcționa, să facă concurență la Metalferos. Bineînțeles, ei sunt la început de activitate, de cale, cumva concurează cu Metalferos. Apropo, este întreprindere pe care noi am scos-o la vânzare, din păcate nu reușim încă să o vindem, nu prea vin, zicem, negustori. Probabil că am pus prețul mare, am pus 900 de milioane de lei prețul acestei întreprinderi, deși activele sunt jur de 400, dacă nu greșesc eu acum, dar oricum noi o să vindem. Statul, Republica Moldova, ca și orice stat normal, nu trebuie să ocupe colectarea fierului uzat, maculaturii și a semințelor de salcâm. Da? Deci asta este activitate proprie agenților economici, nici cum nu statului. De ce noi o să vindem acest activ? Eu nu o să intru în detalii cu ce se ocupă persoana respectivă, dar vă îndemn să mergeți la Hâncești, să vedeți când ieși de la Hâncești pe Chișinău, în ce a transformat întreprinderea respectivă, acel local. Din cât m-au informat colegii, acei care i-au eliberat lui acte au făcut-o ilegal, respectiv eu nu dau comandă să facă cineva cu ceva. Deci eu am rugat instituțiile să verifice cum o asemenea activitate poate fi desfășurată pe teren agricol, cu destinație agricolă, la intrare într-o localitate, pe marginea unui traseu frumos, cu toate consecințele. Cu atât mai mult că este informație că la acel obiectiv a decedat o persoană, cel puțin a fost traumată, iar pe urmă a decedat. Bineînțeles, în aceste condiții, instituții trebuie să investigheze. Dumnealui este politician, în primul rând, cât știu, mai puțin, zicem, om de afaceri, deci el face politică și mai departe nu o să intru în detalii. Domnule Chicu, mai avem o întrebare despre raportul dumneavoastră. De ce acum l-ați prezentat în ultima zi de campanie electorală, în contextul în care nu credeți că raportul dumneavoastră poate fi interpretat ca un act în favoarea candidatului Igor Dodon, despre care se știe că v-a propus în această funcție? Mulțumesc. Eu de aceea și m-am abținut să vin cu raport. Și am făcut remarca la începutul discuției noastre, deci nu este raport, exact pentru a evita aceste momente. Dar de ce acum, în ultima zi, nu, ce să fac eu dacă astăzi sunt un an de la investirea noului guvern? Așa este o coincidență, dar raport cu laude, merite, aprecieri și critici detaliat va fi pe paginile internet a ministerilor, cancelarii, imediat după ziua de alegeri, ca să nu lăsăm, știți, câmp și manevru pentru speculații electorale. Da. Se aude? Da. Încă o dată.
Sergiu Gurdeș, Televiziunea Prime. Domnule Chicu, anul trecut după investire, ați declarat că programul dumneavoastră de guvernare este pentru un an. Acum vedem planul de acțiune ajunge până în anul 2023, dacă am fost atent. S-a schimbat această poziție? Mulțumesc. Într-adevăr, când am prezentat programul guvernului pe 14 noiembrie la Tribuna Parlamentului, au fost două compartimente. Primul compartiment, măsuri urgente până la anul nou, și eu deja v-am spus care erau, și buget, și politică fiscală, și gaze, și tot așa mai departe. Și era alt compartiment cu politici pe termen mediu. Eu am declarat că programul este până la alegerile prezidențiale, bineînțeles în funcție de rezultatele alegerilor prezidențiale, atunci când persoana, candidatul care va câștiga, dacă va veni cu propuneri mai bune, cum de făcut viața în Republica Moldova, programul guvernului, planul de acțiune a guvernului, care este un instrument viu, să zicem așa, un document flexibil, poate fi ajustat inclusiv la platforma electorală a candidatului pentru care mai mult de 50% a populației a votat. Programul de acțiune a Guvernului pe 4 ani nu acum este scos la iveală, el a fost elaborat la 13 decembrie și publicat la 13 decembrie 2019, exact peste o lună după investirea Guvernului, și acolo, într-adevăr, orizontul de timp este 4 ani. Și puteți vedea pe acțiuni, pe compartimente care sunt aceste acțiuni. Deci nu este vorba despre planificare doar pe un an, planificare pe 4 ani. Vreau să vă întreb dacă mai urmează anumite schimbări în cadrul ministrilor. Au fost recent unele schimbări. Mai urmează anumite remanieri? Mulțumesc pentru întrebare. În general vreau să mulțumesc tuturor colegilor care în acest an au intrat în componența guvernului, pentru că știți că au fost de două ori remanieri. Vreau să mulțumesc și colegilor care recent au părăsit componența guvernului. Au fost reprezentanții Partidului Democrat, 5 colegi care au gestionat direcții foarte importante, ministerii importante. Dar ei au plecat nu din cauza, zicem, unei performanțe reduse sau alte motive, au plecat exclusiv din cauza că partidul care i-a delegat a spus că retrage, respectiv de ce s-au plecat. Remanieri, bineînțeles, sunt posibile și pe alte, din alte cauze, pe viitor, și cauza principală este lipsa eficienței sau activități politice. Noi am spus că guvernul este tehnocrat, noi nu ne ajustăm agenda la agendele politice a cuiva. Probabil, dacă ați dorit, ați văzut că în campania electorală noi am fost foarte retrași, nu ne-am prea perindat prin platforme TV și tot așa mai departe, am lăsat concurenții electorali să prezinte tot ce pot ei societății, ca să nu influențăm alegerea poporului. Pe viitor, bineînțeles, remanieri sunt posibile, începând de la prim-ministru și finalizând cu orice membru al guvernului, cabinetului de miniștri, dar aceasta este iarăși ar fi un rezultat al unei evaluări a performanței, în primul rând. Cât despre posibile evoluții politice, haideți să vedem, cunoașteți foarte bine, soarta guvernului tot timpul este în mâna Parlamentului. Dacă Parlamentul decide să, revoce guvernul sau ministru oarecare, asta este decizia lor. Nu poți să faci nimic. Nimeni altul nu poate revoca guvernul, nici președintele, nici orice altă structură. Deci, de aceea, totul e în mâinile Parlamentului. Cel mai probabil după alegere vor fi formate anumite coaliții. Dumneavoastră ați mai accepta un nou mandat de premier? Mulțumesc, altă întrebare, dar de ce un nou mandat? Asta, slavă Domnului, continuă. Deci trebuie alt mandat. Nu, să înțeles întrebarea. Haideți că suntem la etapa iarăși de mijloc de noiembrie. Sarcinile pe care le am eu și guvernul pe următoare o lună jumate, politica bugetar-fiscală, bugetele aprobate și program cu femeie. Deci aceasta ne orientăm, ne punem ca sarcină și mai departe discutăm.
vedem ce facem, dar nu putem rata aceste obiective, indiferent ce guvern va fi. Dacă ratăm aceste obiective, va fi complicat anul viitor. Veți fi afectat cumva în cazul în care alegerile prezidențiale vor fi câștigate de către Maia Sandu? Va fi schimbat președintele? Eu am spus-o și cu alte ocazii, inclusiv multiple întrevederi pe care le-am avut cu ambasadorii țărilor parteneri strategice a Republicii Moldova. Obiectivul principal al Guvernului, a Comisiei Electorale Centrale, dar vă rog să mă credeți că și a țării, este desfășurarea acestor alegeri conform standardelor internaționale, liber și democratic. Este important ca după acest exercițiu tot să vorbească de Republica Moldova, că am susținut cu brio acest examen democratic, nu sunt pretenții, nu sunt contestări majore și tot așa mai departe. Asta e primul obiectiv. Bineînțeles că cetățeanul Republicii Moldova, eu tot am preferințe în privința candidaților, nu vreau să utilizez această platformă pentru a spune care candidat, ca să nu, dar este clar pe cine susțin eu și este clar de ce. Dar cetățenii trebuie să gândească bine, mai ales mâine, când e ultima zi, când sper că toți acei care sunt cu influența asupra lor au posibilitatea să se gândească, să judece la rece și să ia decizia corectă. Eu voi fi foarte mult afectat dacă vor fi din partea instituțiilor internaționale specializate obiecții față de procesul electoral. Asta cea mai mare afecțiune și mie și țări în general. Rezultatul este important, cine câștigă este important, dar aceasta este deja, zicem, preferința, convingerea fiecărui cetățean și inclusiv a mea. Domnule Chicu, de ce spuneți că este clar pentru toată lumea pe cine susțineți la alegerile prezidențiale și de ce ar trebui să fie clar? Următoarea întrebare. Dacă tot nu sunt întrebări, eu să insist tot eu. Sper măcar acum să-mi răspundeți la întrebare. E inevitabil. Riscați în ultima zi de campanie electorală să mă includeți în proces, dar eu nu vreau drept deloc. Dacă vorbim de viitor, e inevitabil. Orice guvern, fie și tehnocrat, minoritar, are nevoie de susținere parlamentară. Pe voturile cui mizați, dacă tot cei de la PD s-au retras de la guvernare, rămân deputații socialiști. Trebuie de votat legea bugetului de stat, alte legi importante, cu cine? Cu Partidul Șor, Platforma pentru Moldova? Aici o să răspund, pentru că e important, ține de buget, de politică fiscală, program cu FMI, credit rusesc și tot așa mai departe. Eu nu merg în Parlament să cerșesc voturi, dar sunt absolut sigur că pentru aceste documente, deputații, indiferent de ce fracțiuni sunt, inclusiv colegii din Partidul Democrat, PAS, DA și alte formațiuni, vor susține documentul ca atare. Pentru că, cu toată lupta politică, eu cred că ei toți conștientizează ce ar însemna pentru țară să intre în anul nou fără buget, fără politică fiscală și fără program cu FMI. Eu sunt sigur că ei conștientizează acest lucru, cu atât mai mult că după 15 noiembrie, eu cred că marea majoritate a deputaților vor ieși din această, zicem, iarăși febră electorală, vor reveni la agenda cetățenilor și se vor preocupa de ceea ce e important cu adevărat pentru țară, dar nu pentru agendele lor politice. Deci eu nu mizez pe niciun vot a nimănui acolo, vom prezenta proiectele cum le-am prezentat și cred că majoritatea deputaților vor susține acest. Eu vreau să văd deputatul care nu o susțină programul femeii, de exemplu, să ia să explice. Vreau să văd deputatul care nu o să voteze majorarea salariilor pentru medici la 1 ianuarie, care nu o să susțină, de exemplu, ceea ce am spus eu cu subvenționarea salariilor la diaspora și tot așa mai departe. Haideți să vedem care se-i. De ce sunt așa de convins pe perioada respectivă? Pentru că nu planific niciun document cu caracter geopolitic, politic. Noi, în general, n-am venit cu documente de astea.
și să fie necesar susținerea sau negocierea sau cerșirea voturilor. Nici numiri importante nu avem de gând să facem în perioada respectivă ca să cumva să mergi la negocieri cu Parlamentul. De ce? Eu cumva sunt convins că va fi susținere de la majoritate. Precizare. Dacă totuși cei din PAS și DA vor refuza să vă susțină guvernul, nu aveți o problemă să vă susțină Partidul Socialiștilor, Partidul Șor și deputații transfugi? Eu nu merg în Parlament pentru a cere susținerea. Susținerea am avut-o la 14 noiembrie și am avut-o în iulie când am încercat să demit guvernul. Deci eu nu merg cu vot din încredere. Merg cu proiectul, bugetul anul 2021. Asta nu înseamnă susținerea guvernului, înseamnă susținerea țării. Domnule Chicum, că ceva, o precizare, multă lume a crezut că poate este ceva o mișcare politică. A fost necesar neapărat să veniți cu aceste remanieri până la alegeri sau să puteți de așteptat turul 2? Mulțumesc, eu regret aceste remanieri, dar nu se putea de așteptat. Deci, guvernul nu este o structură în care conducătorul poate sta, mă iertați, pe valiză, cândva va pleca, dar nu acum. Dar noi suntem nu în iunie, de exemplu, când e vacanța în față și poți sta pe valiză un pic, da? Suntem exact în cea mai complicată perioadă. Politică fiscală, buget și tot așa mai departe. Este proiecte care trebuie să fie susținute de miniștri în depline competențe și atribuții funcționale. Nu poate fi că eu mă duc, dar o să vă spun când. Dar, repet, eu regret că au avut loc remanieri, dar au fost, ca factor, zicem, declanșator, a fost retragerea de către partidul care i-a delegat. Nou nu ne-a prins bine ca, zicem, structură, ca echipă guvernamentală, modificările acum în echipă. Pentru că, oricum, chiar și colegii care au fost până în martie, oricum le trebuie o săptămână, două, acum să intre în proces. Dar, cel puțin, el își asumă decizia pe buget, el își asumă decizia pe alte elemente. Nu poți să, zicem, lași acest lucru sau această responsabilitate pe colegii care, oricum, știu că pleacă. Deci, acestea sunt elemente... De ce eu am fost nevoit să merg cu această mișcare? Înțeleg că propunerea domnului Harea de a numi conferința la 11 a fost inspirată, a spus că le va fi foame și nu vor avea multe întrebări, dar eu regret acest lucru, dar vă promit că imediat cum se finalizează campania electorală, sper că asta se întâmple luni, voi da acceptul la invitațiile pe care le sper să le am de la dumneavoastră în diferite formate, fie televiziune, fie alte conferințe de presă, astfel încât să vă pot răspunde la întrebări. Între timp am înțeles că a mai apărut o întrebare, vă rog. Acum se aude. Credeam că o să îndrăznească cu colegii. Un detaliu privind gestul celor de la poliție. Ieri au fost eliberate microbuzele cu ziare electorale în susținerea candidatului Dodon, deși a fost pornit un proces penal. Unii experți spun că microbuzele și ziarele trebuiau să fie reținute fiind corp delict, iar poliția, într-un fel, a făcut jocul puterii. Cum calificați declarațiile? Eu apreciez foarte mult opinia unor experți. Tot timpul au dreptate, tot timpul știu ce se întâmplă și la PIP, și la poliție, și la judecată, și tot așa mai departe. Eu cred că este o ordine oarecare dacă cineva consideră că o instituție a statului, inclusiv poliția, a procedat contrar legislației, se poate adresa cu, zicem, demers oficial la procuratură, la aceeași poliție, la orice instanță pentru examinare. Nu ne conducem după opinia unor experți. Noi, din păcate, în țară avem mii de experți, redutabili, guru, mulți cu aere de guru, dar când e vorba de făcut o acțiune sau alta, nu prea o fac. Deci eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, o să fie anchetă, inclusiv de la procuratură, dacă poliția nu a procedat conform legislației și atunci o să facem concluziile.
despre un candidat sau altul sau încălcări care sunt, că o să fie multe. Eu intuiesc că o să fie foarte multe și după turul 2, adresări din partea cetățenilor, experților, instituțiilor, sper să nu fie grave astfel încât, după cum am spus cineva, să pună la îndoială obiectivitatea și rezultatul votului cetățenilor din 15 noiembrie. Domnule Chicu, dacă totuși ați spus că veți accepta invitațiile la emisiuni, aveți un an de activitate, nu ați fost niciodată la ProTV. Când veniți la emisiunea în profunzime? Cum se finalizează un an de mandat? Încep a examina din nou toate invitațiile, am multe, am și angajamente care sunt cu griful imediat după alegeri, sunt multe. O să ajung și la dumneavoastră atunci când ajunge rândul și graficul și agenda. Dacă îmi permiteți, vreau să continui gândul, deci imediat după ce finalizăm, sper cu succes, exercițiul electoral și eu v-am spus ce înseamnă succes atunci când nu vor fi obiecții și, zicem, contestări majore a modului cum Comisia Electorală Centrală și Guvernul au organizat procesul electoral, deci după această etapă vom fi cu mult mai deschiși și vom veni cu răspunsuri la multiple întrebări pe care sper că încă le aveți. Eu totuși vreau în final să vin din nou cu mulțumiri. Bineînțeles, încep de la membrii echipei care au muncit în acest an și mă refer la toți acei colegi care au fost miniștri în cabinetul respectiv, care au plecat, au muncit toți în condiții destul de dificile, vreau să vă spun. Și aici, când zic dificile, am în vedere, bineînțeles, și pandemie, și secetă, și alți factori, dar cel mai dificil ne-a fost, și eu recunosc, a fost atmosfera aceasta veninoasă, otrăvitoare politică. Deci, în condiții extrem de dificile, nu am văzut o manifestare de cooperare, de dorință de a veni cu propuneri, de a nu da cu bâta în cap, chiar și la unele propuneri, poate nu neapărat erau juste sau adecvate la etapa actuală. Dar eu mi-amintesc de fiecare dată de câte ori am fost în Parlament ce se întâmpla acolo, casă de nebune adevărată, care ne face, zicem, să rușim toți, indiferent cine acolo se comporta într-un fel sau altul. Mergi să prezinți un proiect, nu se prezintă la ședință. Vii frumos cu raport pe primele 100 de zile, blochează accesul la tribună. Bineînțeles că aceasta nu, nici cum nu a fost de ajutor guvernului și țării, eu cred. Au fost și alte elemente. Eu totuși vreau să cred și sper că acest comportament nedemn de elita națiunii a avut doar un singur, sau a fost dictat cumva de un singur element, ceea ce se numește alegerile de prezidențiale. Eu sper că după ce trece acest exercițiu, oamenii vor reveni la normalitate, vor ști ce înseamnă și bună conduită, vor avea mai mult respect față de oameni, față de țară, astfel încât să putem într-adevăr munci să implementăm agenda în interesul cetățenilor și țării. Acesta a fost provocarea principală, deci eu mulțumesc colegilor mei din guvern care au avut suficientă tărie și dibăcie și capacitate, dar și devotament față de țară pentru a rezista la această încercare dificilă. Eu vreau să mulțumesc, bineînțeles, nu doar miniștrilor, dar tuturor colegilor din instituțiile statului care în această perioadă au muncit. Bineînțeles, ne-am dorit mai mult decât am reușit, nu le-a reușit nici cele care ne le-am dorit noi, nici cele, bineînțeles, care și le-au dorit societatea, dar eu cred că în condițiile respective noi ne-am făcut, zicem, datoria așa cum a fost posibil. Un an de activitate a guvernului înseamnă și un an de colaborare cu partenerii de dezvoltare, cu țările străine, cu vecinii, cu structuri internaționale financiare. Eu vreau să cred că și aici, după 16 noiembrie, vom avea
o altă abordare, alegerile în Republica Moldova rămân în istorie, indiferent cine va câștiga, este important ca să avem o cooperare pe care ne-o dorim. Noi am demonstrat că avem, ca guvern, că avem doar intenții de reformare a țării, de implementarea unor norme, standarde, zicem, europene în țara noastră și noi contăm pe susținerea partenerilor străini. Am avut și în acest an această susținere, dar eu trebuie să recunosc că pe bilaterală, din partea unor parteneri, probabil că totuși agenda cooperării a fost marcată de acest exercițiu electoral și undeva sunt sigur că după alegeri vom avea un alt fel de relații, un cadru de cooperare cu mult mai productiv și mai eficient decât am avut până acum. Eu vreau să mulțumesc încă o dată tuturor partenerilor pentru cooperare, mai ales că în această perioadă, dincolo de suportul financiar pe care l-am avut, am avut și acel suport pentru combaterea pandemiei. Vă amintesc cât ajutor am primit noi din partea partenerilor noștri și România, și Uniunea Europeană, și Rusie, și multe alte țări, sub diferit formă, fie financiar, fie echipamente, utilaje, etc., etc. Vreau, de asemenea, să mulțumesc colegilor noștri din autoritățile publice locale, primarilor, celor aproape 900 de primari, dar și președinților de raioane. Noi am avut o cooperare foarte bună în această perioadă. Vă asigur că nimic din ceea ce am reușit să facem în această perioadă dificilă în teritorii, inclusiv în infrastructură, nu era posibil fără cooperarea cu autoritățile publice locale. Am cooperat cu toți, fără excepții, indiferent de coloratura politică, și colaborarea fructuoasă, eu cred că a avut la bază anume abordarea noastră echidistantă, transparentă, și aduc exemplu cu repartizarea celor 1.375.000.000 de lei pentru drumuri bune. Fiecare primar, indiferent de ce partid este, știa conform formulei câți bani primește și așa și-a primit. Deci aceasta a fost temelia cooperării fructuoase pe care o are guvernul cu autoritățile publice locale și eu le mulțumesc colegilor din teritoriu pentru această activitate. Am încă de adus mulțumiri multor colegi, cetățeni, parteneri, dar bineînțeles la final vreau să mulțumesc în mod special dumneavoastră, stimați reprezentanți ai mass mediei, jurnaliștilor, orice întrebare, orice obiecție, apreciere, critică a fost doar spre beneficiul guvernului, chiar dacă în unele cazuri, fiind oameni și noi, le digeram nu chiar așa bine și plăcut, dar eu am spus tot timpul, chiar și în etapa când era situație excepțională, când veneau unele structuri a statului cu propunerea de a închide canale, internet, eu am în vedere că nu era vorba de televiziuni, de ăștia care vin cu fake news și tot așa mai departe, să închidem tot așa mai departe. Am spus, nu trebuie de închis nimic, acei care generează fake-uri și neadevăruri, ei vor dispărea așa cum în evoluția descrisă de Darwin dispar cei mai slabi. Lupta pentru existență, bineînțeles, marchează activitatea acestui sector, dar eu mulțumesc fiecărui jurnalist în parte pentru abordarea care a avut-o. Eu înțeleg în ce cadru dumneavoastră funcționați, aveți șefi, aveți redactori, aveți fondatori, dar eu știu că fiecare atunci când de la condieu dumneavoastră sau de la tastatură ceva apare în spațiu public, voi vă gândiți la bine, vreți bine țării și eu vă mulțumesc pentru aceasta. Bineînțeles, pe lângă mulțumiri aduc și scuzele de rigoare dacă nu am fost suficient de deschiși, nu am fost suficient de capabili și explicit să vă spunem ce am avut în vedere într-un caz sau altul. Uneori au fost interpretări greșite, dar îmi asum eu această eroare, probabil noi nu am fost suficient de clar, de explicit și dumneavoastră ați venit cu aceste informații. Bineînțeles că și în privința dumneavoastră, stimați reprezentanți mass media, sper că după alegeri și la dumneavoastră un pic temperatura aceasta, zicem, electorală va mai cădea, va reveni la limitele normale, pentru că eu și colegii mei din guvern știu foarte bine cât e de important rolul
presiei, mass mediei pentru societate și noi chiar avem nevoie de suportul vostru, mai puțin la aprecieri, mai mult la evaluări critice, chiar aș spune, pentru că asta mobilizează, te face mai atent. Deci eu vă mulțumesc, vă doresc succes, sănătate, voi tot ați fost în perioada asta în prima linie, ați riscat cu sănătatea și noi apreciem efortul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru colaborare și după cum am spus, atâta timp câte zile ne lasă Parlamentul pentru acest guvern, vom fi deschiși pentru cooperare, colaborare și prezentarea informației. Vă mulțumesc și vă doresc sănătate!